Zeci de șoferi de microbuse și autobuse au protestat azi în fața clădirii guvernului. Aceștia sunt indignați de faptul că proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere nu a fost supus consultărilor publice conform tuturor rigorilor, ci a fost oferit un termen de 3 zile, timp insuficient pentru întocmirea obiecțiilor transportatorilor. Dacă documentul va fi adoptat în forma propusă de guvern, Moldova riscă să rămână fără transport interurban, au spus participanții la protest. În reacție, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat că instituția pe care o conduce va continua să promoveze modificările la codul transportului rutier, pentru că acestea, potrivit lui, vor asigura oamenii cu transport mai calitativ și mai modern. Potrivit participanților la protest, în cazul în care codul transporturilor rutiere va fi aprobat în versiunea actuală, mulți transportatori de pasageri riscă să-și piardă licențele, iar Moldova, în ansamblu, va rămâne fără transport interurban. Задача следующая у товарищей забрать. Tovarășii au următoarea sarcină, să ia, să anuleze toate drepturile asupra rutelor, să ia cele mai bune rute pentru că sunt eficiente și mai puțin eficiente. Cele mai puțin eficiente, lăsați-le. Drept urmare, dacă legea va trece așa cum este, majoritatea localităților vor rămâne fără transport. Acum, dacă ni se vor lua cele mai profitabile rute, pur și simplu le vom abandona și nu le vom face pe acestea neprofitabile. Și multe sate vor rămâne pur și simplu fără transport. Transportatorii afirmă că puterea doar a imitat consultații publice cu privire la modificările la codul transporturilor rutiere. Au fost analizate nu acele puncte care în final au fost aprobate de executiv. Unele prevederi din document au fost excluse, dar au apărut altele noi. Transportatorii au fost revoltați, în special de aliniatul care prevede că autoritățile publice locale vor putea interveni în procesul de deschidere și modificare a rutelor regulate, precum și în programul de transport. Vrem ca intervalul de circulație dintre unitățile de transport să fie 30 de minute pe drumurile naționale. Ei vor să fie însă 15 minute. Acest lucru, desigur, va crea un oarecare haos pe drumuri, dar și pericol la transportarea pasagerilor, pentru că vor începe cursele și toate celelalte. Decizia care merită atenție este cea care le permite primarilor să deschide rute locale. Acest lucru va duce la un haos și mai mare, deoarece Moldova nu a scăpat încă de corupție. În timpul protestului, transportatorii și-au exprimat dezacordul categoric cu proiectul de lege în forma sa actuală și au cerut revizuirea acestuia. Cerința noastră este ca guvernul să-și retragă de urgență acest proiect, să-l retrimite și să-i oblige ministerul să se alinieze la principiile legislației europene, să o lasă cu intențiile astea de raide, să apuce de lucru și să facă așa cum este în Europa. Nu noi, transportatorii, ne opunem armonizării legislației la acea europeană. Transportatorii au spus că dacă nu vor fi auziți și nu primesc un răspuns la solicitările lor în următoarele 7 zile, își rezervă dreptul de a opri circulația pe rutele din toată țara, precum și de a continua protestele. Ei spun că vor anunța decizia finală după ce vor primi un răspuns din partea Cabinetului de Ministri. În răspuns la declarațiile transportatorilor, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a scris pe rețelele de socializare că, pe lângă multe minciuni și acuzații aiurea, nu a auzit nimic despre modul în care ei vor să schimbe spre bine situația din transportul rutier de pasageri. Ei au o singură propunere, să fie lăsat totul așa cum este, a spus ministrul. Spânu a mai adăugat că ministerul pe care îl conduce va promova în continuare modificările la codul transporturilor rutiere, întrucât acestea, susține el, vor asigura locuitorilor țării cu servicii de transport mai bune și mai moderne. Proiectul a fost aprobat de guvern în 8 noiembrie. Atunci, secretarul Ministerului Infrastructurii, Mircea Păscăluță, a declarat că aceasta a fost precedată de negocieri cu toți operatorii de transport și a remarcat că nu doar două asociații reprezintă întreaga industrie a transportului rutier.